Bună seara, stimați telespectatori. Vorbim despre furt, vorbim despre România, vorbim despre hoție, vorbim despre hoți, despre guvernanți, despre președinți, director general de companii naționale și despre modul în care spitalele României sunt praf, școlile la fel, dar există o instituție a statului român, o companie națională, care este prădată cu bună știință. Eu cred sincer că știu inclusiv serviciile de informații, de prăduiala care se face la Loteria Română de ani și ani de zile. Deci, astăzi seară să jucăm 6 din 49. Este o emisiune, pentru că tot am vorbit atât de mult despre doamna Chioveși și eu îi dedic această emisiune doamnei Chioveși și viitorul procuror șef DNA și o invit să ia aminte, să se uite frumos. De data asta nu vorbesc despre dosarele de la referendum, o să-i dedic o altă emisiune pentru asta, nici de dosarele despre care s-a ocupat dânsa în de-a lungul timpului și pe care le-a ascuns sub scaun sau pe altele pe care le-a făcut la comandă, asta în altă emisiune. Astăzi seară îi dedic o emisiune în urma căreia sper să se ocupe și de furtul de la loterie. Dumneaei și cei 179 de procurori care îi sunt în subordine sau îi vor fi în subordine din 2 iunie. Nu vorbesc singur, deși aș putea să o fac și 2 ore, pentru că vă sunt pe dumneavoastră telespectatorii Realității TV și putem face o emisiune minunată. Aseară a fost extraordinar, vă mulțumesc, îmi cer iertare de-a dreptul ca la Sfânta Biserică față de toți cei care n-ați intrat alături de noi. Peste 2 săptămâni vă promit o ediție similară. A fost o audiență extraordinară aseară. Mulțumesc pentru miile de mesaje pe care le-ați adresat. Promit să facem o ediție de 4 ore, nu de 2 ore ca cea de aseară, de 1 oră și jumătate, că ne-a mai ținut premierul puțin și ne-a luat din timp. Astăzi seară vorbesc cu 3 oameni care cunosc cazul loteriei, dar nu doar al loteriei. Cunosc și al Chimului și al CFR Marfă, cunosc cazurile de furturi. Dacă ar fi să rostim să vorbim despre furturi, cred că ar trebui să înșir vreo 400 de companii în această țară. Dar astăzi seară loteria, episodul 2 din Loteria Națională. Bogdan Ficiac, jurnalistul Bogdan Ficiac, bună seara, bună seara. România Liberă, un om care a scris, cunoaște ceea ce se întâmplă acolo și nu doar asta. Cunoaște ceea ce se întâmplă la CFR Marfă și multe alte lucruri. De asemenea, colegul nostru Radu Preda, care face parte dintr-un nou proiect sau un nou vechi proiect, Realitatea TV, a grupului Realitatea Media, e vorba de Money Channel. Money Channel va emite începând de luni seara din nou cu program full. Radu Preda va avea o emisiune acolo. Bună seara, Radu, mulțumesc că ai acceptat. Tu ai condus săptămânale cotidiene de succes în țara asta, instituții media care s-au ocupat serios de tot ce am vorbit eu în acest intro. Și, sigur, alături de noi un om care a fost la loterie, un om care a vorbit mai mult decât au făcut-o ceilalți, care vorbește în continuare, a vorbit și doamna Chervasiuc sau doamna Mincă, nu mai știu care e numele ei actual, doamna Mincă, parcă m-a corectat, o să vină și dânsa, toți cei care au fost pe acolo și vor să vorbească despre hoții, îi invit în această emisiune să vorbim și să vedem dacă se poate îndrepta ceva. Domnul Sorin Constantinescu, bună seara, bine ați venit din nou alături de noi, sper să veniți cu noi dezvăluiri. Mie mi-a rămas una în minte, aia cu 290-300 de euro în soft, cumpărat de Loteria Română în plină criză în 2010 cu 1,7 milioane de euro. Minunată afacere, dacă aș face și eu una din asta, aș lucra pentru Realitatea TV pe gratis 30 de ani. Vreau să vă întreb, domnule Ficiac, spuneți-mi și mie, de ce nu s-a uitat nimeni la Loteria Națională și la ceea ce s-a întâmplat acolo timp de 20 de ani? Vorbesc dintre instituțiile statului. Deci instituțiile statului s-au uitat. Lucrurile astea sunt cunoscute de ani de zile, nu doar din presă. Presa s-a ocupat ani de zile de ceea ce se întâmplă acolo. Instituțiile statului s-au ocupat ani de zile. Există rapoarte documentate, au fost efectuate controle ale ANAF, ale Gărzii Financiare, ale instituției de, nu știu exact acum, denumirea de metrologie, ale Curții de Conturi, deci au fost... Consiliul Concurenței, deci nenumărate... Digicom de la Uniunea Europeană. Da, a fost chiar în vizorul Uniunii Europene sub suspiciunea este că, de fapt, acele sume uriașe plătite firmelor grecești ar fi fost, de fapt, o subvenționare mascată, că, la urma unui, nici nu poți să-ți imaginezi o chestiune ce s-a întâmplat acolo. Deci, conform acelui contract, care a fost, cum să spun, noutatea în materie de... Când au apărut contractele astea păguboase pentru România? În 1993 au început până în 2003, după aia cu reînnoire până în 2013, acum în noiembrie ar trebui să expire. Trebuie să luăm o foarte scurtă pauză publicitară, după care o să rog pe colegii mei
să ne dea puțin directorii loteriei, cei patru directori, la ora 22:50 vom intra în legătură și cu actualul director al Loteriei Naționale, cu domnul Manolache, care a acceptat să intre alături de noi. Noi revenim după câteva minute de publicitate. Herbie Sports ai cel mai bun produs la cel mai bun preț. Vino să-ți încălzămintea timp liber bărbații Nike Backboard la doar 129,99 lei. Numai până pe 7 aprilie. Herbie Sports. Stai calm. Condu-o IETA. Deoarece ai un avantaj de 1934 euro și un preț de numai 13.602 euro. Volkswagen. Das Auto. Pregătește-te pentru curățenia de primăvară. Numai la Altex, în perioada 29 martie 14 aprilie, ai reducerea TVA-ului direct în preț la electrocasnicele mici Philips. Numai acum poți achiziționa aspirator Philips, capacitatea sacului de 3 litri la 479 lei și ai parte de o reducere de 120 de lei. Sau ai fier de călcat Philips cu talpă ceramică la prețul de 339 lei și economisești 85 de lei. Altex, cel mai mic preț din România. I polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change scene again, spring cleaning, getting ready for love. Achiziționați acum un curățitor cu presiune Kärcher ediție specială cu accesorii multiple. Acum cu o reducere de 30%. Kärcher makes a difference. Un lucru e sigur. Pe calea spre mai bine, important este să te simți bine. Suntem alături de tine ca să fii un pic mai fericit, mai sănătos, mai încrezător, că orice s-ar întâmpla, totul va fi bine. Te asigurăm că oricare ar fi drumul tău, ai alături un partener de încredere. Alege asigurările de viață de la Allianz Țiriac. Marele ajutor vine din lucruri mici, cu noua tehnologie de economisire pe termen lung de la Arctic. Cumpără relaxat orice produs Arctic. Dacă în 30 de zile te răzgândești, îți ridicăm produsul de acasă și îți dăm banii înapoi. Unii cred că o mașină care arată așa și se conduce așa e o mașină prea bună ca să fie adevărată. Noi credem că o mașină atât de bună poate fi adevărată. Jaguar XF. Acum la un preț special. Manualul bărbatului modern. Pielea sub brațului poate fi afectată. Dacă nu e îngrijită corespunzător, se recomandă folosirea deodorantului antiperspirant Dove Men Plus Care. Este eficient împotriva transpirației și protejează pielea datorită tehnologiei cu o pătrime agenți de hidratare. Dove Men Plus Care. Puternic împotriva transpirației și prieten cu pielea. Big Stoning Silo desfundă nasul mult și bine. Vacante de vis la spa. Mini tablete iPad. Sute de premii Savo. Înscrie-te în promoția Savo pe Facebook sau trimite SMS la 1821. Vacanță cam filme cu Savo. For five generations, the Grants family has created some of the world's most awarded Scotch whisky. And while we are proud of the quality of our whisky, our greatest reward comes from seeing how much others enjoy what we've made. Discover a different angle. Grants Whisky. I polish the leaves, make them green again, shake out the trees, change scene again, spring cleaning, getting ready for love. Achiziționați acum un curățitor cu presiune Kärcher ediție specială cu accesorii multiple. Acum cu o reducere de 30%. Kärcher makes a difference. De la mama. Hai mai, lasă-mă cu maică-ta, nu e de la ea. Hey. Parcă nu știu eu gustul. Maică ta a vândut vaca. A pus banii la bancă să-i dea lui fratii tău la nuntă. Aoleu, da, nuntă.
Nu e de la mama. Păi nu. Laptele cu gust adevărat de lapte. Lactag, pe gustate. La 120 de ani de la înființare, singura fabrică de zahăr cu capital românesc vă oferă, împreună cu cei 2000 de cultivatori de sfeclă din Podișul Transilvaniei, un zahăr natural, obținut printr-o tehnologie modernă. Un produs românesc care ne face cinste de 5 generații. Zahăr Bod. Frecvente, enervante. Unul din doi români cu vârsta de peste 50 de ani suferă de afecțiune ale prostatei. Prostenal Perfect, soluția complexă pentru sănătatea prostatei și o viață sexuală activă. Trei ingrediente naturale, acțiune dovedită științific, fără efecte secundare. Perfect Complex, Prostenal Perfect, perfect pentru prostată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Am revenit la jocuri de putere, vorbim despre jaful de la Loteria Română. Domnule Ficiac, v-am întrerupt. Da, Bogdan Ficiac, Radu Preda, jurnaliști și, sigur, Radu Preda va avea emisiune la Money Channel. Cred că va fi cam la ora asta, nu? Pe la 9, pe la cât va începe emisiunea? De la 9 la 10. De la 9 la 10, minunat. Vom intra și în duplexuri cu Realitatea, dacă ne acceptați. Și Sorin Constantinescu, fost consilier în cadrul Loteriei, face dezvăluiri în continuare despre jaful de la Loterie. Domnule Ficiac. Da, cum spuneam, contractele au început cu grupul generic numit, mă rog, de firme grecești, pentru că două dintre ele sunt grecești, Intracom și Intralot, iar Lot Rom e firmă românească, dar erau împreună, lucrau. De fapt, încrengătura e mai mare, că sunt multe firme în offshore-uri, în Liechtenstein, în Cipru, în paradisuri fiscale, dar vorbim de aceste trei firme cunoscute generic sub numele de firmele greci, grupul de firme grecești, care au început contractele din 1993 cu Loteria Română și care a fost marea, să spunem așa, invenție acestui celebru contract. Adică ele se obligau să furnizeze echipamente pentru videoloterie, echipamente, softuri să le instaleze. Firmele grecești ofereau un fel de credit furnizor, iar firma Lot Rom le instala, se ocupa de punerea lor în funcțiune, dar aceste echipamente nu aveau preț. Deci, se spunea în contractul respectiv, în schimbul acestor echipamente, Loteria Română, pe primii 10 ani, că după aia contractul a fost prelungit, va da în primii 3 ani 80% din veniturile brute, deci venitul brut, în următorii... Va da statului român, adică pentru spitale? Firmelor grecești. Firmelor grecești. Va da 80% pe primii 3 ani, 75% pe următorii 3 ani și 70% pe ultimii 4 ani. Și tot face afacere. Deci ca și cum, eu știu, facem noi o fermă și ne ducem să cumpărăm un tractor, nu? Haideți să facem. Cât ne costă tractorul? Și el a spune, păi o să-mi dați 80% din tot ceea ce produceți brut în primii 3 ani, 75% și normal tu l-ai întrebat, dom'le, cât costă tractorul? Spune-mi, faci mișto de mine sau cum e asta? Nu, aici contractul a fost, echipamentele alea nu au niciun fel de preț, ci în schimbul lor se dau aceste procente uriașe din venitul brut al Loteriei Române, Loteria Română urmând apoi să plătească din ceea ce îi rămâne impozite, să plătească, eu știu, cheltuielile obișnuite și așa mai departe. Numai 46 milioane de euro anual era doar contractul de mentenanță cu Lot Rom, sunt cifre aiuritoare. Da, deci o chestiune care se pune aici, acum mai apare o treabă, o estimare între 2003 și 2010 s-a făcut și a reieșit de acolo o pagubă cam de 215 milioane de euro. Problema care apare este că de fapt nu s-au dat acele echipamente, ci s-au dat slot machine, cum zicea domnul Constantin, păcănele, nale, care au un cu totul alt regim de exploatare și mai ales de taxare, că acum apar acele controle care au fost făcute în Crucișat, de ANAF, de Garda Financiară, de Metrologie, de Consiliul Concurenței
Și s-a ajuns la concluzia că, domnule, astea sunt păcănele, intră la alt regim și s-ar putea, adică ar fi trebuit să fie impozitate și e în discuție o sumă în jurul a 350 de milioane de euro care ar trebui plătite taxe. După 20 de ani, după 20 de ani am dat seama că lucrurile astea se întâmplă acolo? Nu, o parte dintre diriguitorii loteriei române și-au dat seama de mult de acest lucru, de-aia și anul trecut domnul Gheorghe Benea, în timp ce era scandalul pe baza raportului Curții de Conturi, care arăta alte și alte, ceea ce am vorbit noi sunt doar o parte din ceea ce s-a întâmplat acolo, domnia s-a umblat să prelungească contractul și venise cu marea... A fost chiar în Grecia, la Atena, da. Te viseze pe greci. Da. A venit... Aici era scandalul cu raportul Curții de Conturi și era în Grecia. Excelent. Să umble și venise cu o chestiune extraordinară, că uite, am reușit eu, ar fi ei dispuși să lase la 67,5%, nu 70%, cât s-a plătit până acum. Deci am obținut o reducere de 2,5%. Da, a venit bine, triumfător, după o săptămână, mâncat băut în Grecia, pe acolo, pe la Atena. Domnule, am obținut 2,5% pentru domnul statul român. Dumneavoastră sunteți un om care a condus ziare importante, jurnalist cu experiență economică. Spuneți-mi și mie... Cum se poate ca nimeni până acum, sau au fost câteva dosare, să nu spunem totuși că nu au existat câteva dosare legate de loteria română. Dar de ce continuă acest jaf și totuși nimeni, deși nu avem bani de pâine în curând, nu avem bani de spitale, nu avem bani de șosele, nu avem bani de școli, totuși nimeni nu blochează nici contractul ăsta, nici altele, în continuare continuă furtul acolo. Răspunsul e foarte simplu, pentru că se poate. Ăsta este un răspuns trist, dar adevărat. Și să ne întoarcem puțin în timp și să vedem cauzele de la care a pornit toată această stare de lucruri. Deci noi acum discutăm detalii care țin de la un punct încolo și de anecdotică, adică îți faci cruce când vezi. Este incredibil. Da, dar contează mecanismul, da? Deci Loteria Română a făcut un contract cu niște greci, da? Prin care ceda cea mai mare parte a încasărilor, în schimb unor echipamente, da? Deci nu intrăm în alte detalii. Loteria Română era, este și va fi întotdeauna o companie care oriunde în lumea asta va putea să acceseze oricând credit. Este solvabilă. Garantează cu încasările viitoare care sunt mai certe decât orice pe lumea asta. Da? Deci nu are nevoie de astfel de contracte cum ar avea, să spunem, o societate care, domne, n-ai resurse, trebuie să faci niște investiții, ai nevoie de un know-how care nu se găsește în altă parte decât la cel furnizor și ca să reziști pe piață trebuie să faci chestia asta. Loteria n-avea absolut niciun motiv să facă lucrurile astea. Asta e jungla, vestul sălbatic în anii 90, da? Când oamenii care aveau acces la informații, la putere, puteau să facă astfel de malversațiuni și care în baza unor contracte făcute beton pe vremea aia, când noi nici nu visam ce era un contract economic, ele s-au perpetuat atâta timp. Mai departe, faptul că și după atâtea semnalări ale malversațiunilor care se numesc acolo, lucrurile merg înainte, este pentru faptul că această entitate este, cum foarte bine te tras la început pe ecran, o cloșcă cu bile de aur sau cu păcănele de aur sau cu orice, deci cu elemente din aur, deci o sursă de la un borcan cu miere de la care nu se pot abține. Da? Deci sunt atât de mulți bani acolo și care vin atât de ușor, încât nu se pot abține. Asta este, da, nenorocirea. Și nici nu au fost niște măsuri tranșante. Da? Deci am avut dosarul cu fostul președinte Nicolae Cristea, da? Care a fost dus până în... până spre finalizare. Cristea a fost un fel de Tutankhamon, un fel de naș al loteriei, 14 ani director la loterie. Da, și... dar chiar cu asta, deci nici nu le-a tăiat pofta celor care au venit după el să investigheze la aceste practici și nici organele de anchetă. Deci vorbim despre acest raport al Curții de Conturi. O să vorbim și cu actualul director și cu doamna Lumincă, care a fost directoare imediat după Cristea, să vedem ce a descoperit acolo. Problema e... Curtea de Conturi face niște rapoarte senzaționale, pentru presă cel puțin sunt mană cerească, da? Numai important e de văzut și care e finalitatea, da? Efect. Organele de anchetă preiau de acolo, fac niște cercetări care să meargă la niște condamnări? Nu. Și atunci, deci se poate. Asta e întrebarea mare. Domnul Constantinescu, noastră a fost acolo vreo 6 luni de zile, când au venit noi corifei ai democrației iluminate,
cei care ne scapă de corupți, cum ne-a zis Traian Băsescu prin 2005, domnul Ponta și ai lui, au venit, în, sper să nu zic niciodată, următorii 3 ani de zile, domnul Ponta și a lui, cascadorii râsului. Că de Băsescu am zis și de Emil Boc. Acum sper să nu ajung să zic și de Ponta și a lui, cascadorii râsului, sper ca oamenii să facă mai multe decât au făcut aia azi. Deocamdată am mici rezerve, dar încă sunt mici. Spuneți-mi ce s-a întâmplat acolo. Ați venit prin mai? Când ați venit la Loțeni? Da, cam aproximativ, da, mai, iunie. Am început să scriem. Și ce ați găsit acolo? Ce editoriale sau ce ați Nu, am făcut tot felul de rapoarte către Florin Georgescu, n-am avut niciun semnal. Am explicat exact că loteria furnizează banii de la păcănele astea, de la slot machine ilegal, pentru că, cum au spus colegii anterior, ele sunt slot machine și loteria trebuia să plătească taxe. Există un raport făcut... Da, despre asta vreau să vorbim. Spuneți-mi așa în mare, despre achiziții, despre că astea slot machine, câtă mașină, asta ați mai explicat odată în emisiunea trecută, revenim și acum. Aș vrea să-mi spuneți ce ați găsit din punct de vedere, de ce banii care rămân statului român sunt 7, 8, 17 milioane, 20 de milioane, 30 de milioane, cei mai mulți în 2010, în ultimul an 11 milioane sau 8 milioane, și de ce ajung la greci 200-220 de milioane? De euro, nu de lei. Datorită contractelor care s-au făcut anterior și care au mers în continuare. Adică nu s-a vrut rezilierea lor. Managerul loteriei sau CEAU este subordonat ministrului de finanțe. Ministerul de finanțe este patronul loteriei cu 100%. Eu ca manager sau director maxim pot să-l informez și să-i spun că are un contract păgubos care se poate rezilia cu o anumită clauză. De exemplu, contractul cu păcănele are o clauză de 40 de milioane de euro de reziliere. Dacă s-ar fi dus aparate, cum am spus la emisiunea trecută, de la o firmă mare pe plan internațional și s-ar fi făcut 50-50, în casele loteriei pe un an de zile erau 72 de milioane. În 2006, când s-au făcut dezvăluiri în presă și a fost Cristea schimbat și se știa de atunci de contractul ăla păgubos, dacă se anula contractul din 2006 până în 2013, vorbim de 7 ani de zile, loteria încasa mai mult cu 500 de milioane de euro. Deci, doamna Mincă, care a fost într-o emisiune Deschide Lumea în care am participat și eu, spunea la Edi Pastia, spunea că acel contract, dacă era reziliat, ducea la penalități de câteva sute de milioane. Nu, 40 de milioane, pot să vă confirme și Consiliul Concurenței și Garda Financiară și toți au toți copii după contractul respectiv. Dar de ce s-a prelungit? Dacă el a fost atât de păgubos 10 ani de zile din 93 în 2003, de ce s-a prelungit contractul? Păi probabil că cineva își lua un 10%, un 20%, pentru că grecii eu cred că nu și-au mai mult de 50%. Probabil că până la 80, cei 30% se împărțeau între niște băieți deștepți, ca la Hidroelectrica, ca la alte companii de stat. Foarte interesant. Când au venit păi, grecii aici și au zis, bă, vă dăm 80% și toată lumea erau a bătut din palme. Politic, ce bănuiți dumneavoastră din zona politică? Nu știu, oameni cu putere de influență, care puteau să zică, da, semnați cu grecii cu 80%. Adică, 80% pentru ei, 20% pentru români. Exact, da. Revenind da. După o scurtă pauză publicitară. La jocuri de putere vorbim despre cum se fură o țară, despre cum se fură la loterie astă seară, mâine seară vorbim despre Ministerul Transporturilor și apoi despre Hidroelectrica, despre Olchim și despre locurile unde despre Portul Constanța, despre locurile unde în această țară s-a produs jaf dirijat în mare parte de politicieni sau de mai mari vremi. Acum, loteria română, 20 de ani de jaf, 200 de milioane de euro pierduți de statul român în fiecare an. Continuă, după fiecare director care se schimbă, colegii mei v-au prezentat fețele celor care au condus loteria și numele lor. Sunt 4 directori, o să intrăm cu 3 dintre ei prin telefon. În studio alături de noi, jurnalistul Bogdan Ficeac, colegul nostru, jurnalistul Radu Preda de la Money Channel și de asemenea Sorin Constantinescu, fost consilier din mai până în decembrie, ianuarie, când ați demisionat? Cred că până ianuarie, februarie. În ianuarie ați demisionat. Ianuarie, februarie. Facem dezvăluiri despre JAF, despre contracte de mentenanță, despre contracte de legal, contracte de 12 pagini pe care unele firme au luat 7 milioane de euro. Nu vă vine să credeți. Stați, vă uitați și nu cred că vă vine să credeți ce JAF s-a produs în țara asta. Nimeni nu răspunde. Noi ne uităm la spectacolul televizat, doamna Chioveși. Nu știu dacă știți, doamna asta Chioveși, pe care ne prezintă domnul Ponta, domnul Băsescu, ca fiind un fel de zeiță a dreptății, a condus parchetul general timp de 8 ani de zile. Și 8 ani de zile n-am auzit de mari... Sigur, au fost o serie, loteria 1, 2, începute prin 2003, prin 2005, altul prin... Dar n-am văzut să se facă ordine nici la Olchim, nici la CFR, nici la Hidroelectrica și nici la Loteria Română. Mă rog, asta e, da? Unii vin și evaluează
și reevaluează personaje, noi privim și așteptăm dreptatea. Dreptatea nu mai vine. Domnule Constantinescu, spuneți-mi și mie, până la urmă, de ce nu a întrerupt nimeni contractul? Sau de ce a plecat domnul Ghiță, Alexandru Ghiță? Domnul Alexandru Ghiță a plecat pentru că a fost demis de domnul Ghițoiu pentru management defectuos. Problema este că ca să poți să ai un management defectuos, trebuie să fii lăsat să faci management. Domnul Ghiță n-a fost lăsat să facă absolut nimic, nimic, nimic. Deci absolut, de către cine? Consiliul de Administrație? Consiliul de Administrație și AGA. Deci absolut toate inițiativele domnului Ghiță propuse către CEA au fost respinse. Care ar fi? Dați-mi două, trei. Deci lozuri, pentru că de aia n-are loteria lozuri acum, pentru că domnul Ghiță n-a fost lăsat. Lozuri. Deci dacă eu vreau să mă mâine să trag un loz. N-aveți de unde? Necâștigător sau câștigător. Dacă treceți granița, în Bulgaria sau în Ungaria. Cum, aici nu mai avem lozuri? Nu mai avem lozuri deloc. Pentru că n-a vrut CEA-ul să avem lozuri. Da. În octombrie am început cu domnul Ghiță și cu toată echipa procedurile de a aduce un nou partener. Am făcut un raport, am făcut un raport pentru toată lumea, care a spus că cele aparate care le are loteria acum nu sunt VLT-uri și că ele funcționează ilegal și că ar trebui confiscați banii. Și am făcut o... Înțeles că mai era un raport al ANAF-ului, încă de pe mâna lui Sorin Blejnar. Exact, era un raport al ANAF-ului care există și acum și care nu s-a întâmplat nimic. Cu el este în continuare la ANAF. De ce nu s-a întâmplat nimic, Radu Preda? Nu știu, asta e o întrebare foarte bună. Și nu se întâmplă nimic și asta e cauza pentru care lucrurile perpetuează. Dacă ne uităm, apropo de ce a fost anul trecut, altfel decât în alți ani, m-am uitat așa, o privire superficială, pe lista de sponsorizare a loteriei, pentru că loteria este un fel de meca. Așa ar trebui să fie. Da. Știi că în Austria sau în Marea Britanie sau în Norvegia, noi o să o arătăm pe ecran cam cu ce se ocupă marile loterii din această Europa și vei vedea că acolo sunt evenimente culturale, majore, marele festival de la Edinburgh, de teatru, numărul 1 în lume, concertul de anul nou de la Viena. Lista de sponsorizări care e disponibilă pe site-ul loteriei, o lectură captivantă. Jumătate din sume merg către diverse parohii. Probabil oamenii se gândesc, unde noi lucrăm aici. Se roagă la biserică ochiul dracului. Nu, dar se simt cu musca păcăciulă, că încurajează păcatul, viciul, nu? Și atunci spun, hai să dăm înapoi. Și în rest tot felul de chestii punctuale în sume relativ mici, luate individual, pentru tot felul de spețe. E bine, deci din listele din anii trecuți care erau de 10 de astfel de acțiuni de sponsorizări, pe 2012 sunt doar 4. Deci, că nu mai sunt bani, n-au de unde să mai pot spune. Deci nu mai sunt bani, loteria nu mai are bani. O altă observație, deci mie mi se pare halucinant ca o companie cu un astfel de obiect de activitate, cu astfel de piață de desfacere, da, în care România, suntem peste media europeană, românii joacă. Au apetitul spre joc, da, și domnul nu Tudor, care avea, cum se spune așa în limbaj vulgar, în mediile astea de jucători, nu ca o sângele stricat, ci nevoia îl împinge pe om, inclusiv, hai să joc la lotul, poate o ai reușit. Deci în țările unde nivelul de trai e scăzut, loteria are business asigurat. E bine, această activitate generează o marjă de profit de până în 3%. Ceea ce este halucinant. Deci ai venituri de 1,4 miliarde de lei și un profit de doar de 40 de milioane. Uluitor. Contractul cu grecii fiind una dintre importantele cauze ale acestei De ce? Situații. Vedeți că exact lucrul ăsta. Loteria română are monopol pe segmentul ei. Companie de jocuri de noroc. Unde în lume s-a mai văzut companie de jocuri de noroc să, și mai ales care are monopol pe segmentul ăsta, Loto și Pronosport. Monopol național, nu? Și a ajuns la un moment dat în pragul falimentului tocmai era datorită acestor... Era pe momentul să intre în insolvență. Da. Tocmai datorită este în continuare, acestor, nu s-a schimbat nimic de atunci. Nu au crescut încă tocmai sările. Datorită acestor contracte și astea cu grecii sunt, cum să spun, partea cea mare. Dar în rest, orice te-ai dus. Eu spun doar, dau câteva exemple din ce a constatat Curtea de Conturi numai în anul 2011. 10 milioane de euro pentru un simplu act adițional făcută cu firma de pază în care s-a triplat tariful serviciilor de monitorizare. Pur și simplu s-a semnat un act și vă plătim de 3 ori mai mult. S-a făcut un contract de vânzare de cartele telefonice, spre exemplu, cu o firmă din Focșani. S-au dat 24 de milioane de lei în avans, că o să vindem noi cartele de telefon până oficiile Loto acolo și din ele s-au vândut 1%. Stați că avem pe telefon pe doamna Mincă, Liliana Mincă. Să răzmâinile, doamnă. Bună seara. Unul dintre directorii, practic al doilea director al loteriei după longevivul domn Cristea, după domnul Tutankamon,
Cristea, cel care a condus loteria română timp de 14 ani. Doamna Mincă, când ați ajuns director la loterie? Am condus loteria din martie-aprilie 2006 până în februarie 2019, pentru că... Și ce ați descoperit acolo, doamna Mincă, când ați ajuns? Pentru că dumneavoastră mi-ați promis o emisiune numai cu mine și cu dumneavoastră, domnule Rareș. O să facem și una din asta, pentru dacă faceți dezvăluiri, dar acum mă bucur că ați intrat și pe telefon. Normal că voi face dezvăluiri și normal că voi veni cu documente, nu cu vorbe. Eu voi minunat. Veni cu cifre pe masă. Haideți, dați-ne și acum ceva înainte de emisiunea. Păi da, păi probe. În primul rând aș vrea să-l contrazic pe domnul Sorin Constantinescu, care a spus că dacă în 2006 sau în 2007 s-ar fi reziliat contractul cu grecii, loteria ar fi plătit doar 40 de milioane de euro penalități. Eu vreau să-i fac trimitere domnului Constantinescu, pentru că, să știți, în toată perioada mandatului meu, am purtat negocieri cu firmele grecești, am analizat contractele într-un audit juridic, nu așa, doar de dragul de a mă uita pe contracte. Și ce ați descoperit, doamne? Și s-au întreprins o grămadă de proceduri, inclusiv o cerere adresată Comisiei Europene, prin care urmăream nulitatea clauzei de cumpărare exclusivă și neconcurența și ceream aplicarea politicii de clemență pentru loterie. S-a respins această cerere făcută de către mine. De către cine, doamnă? Cine a respins cererea? Care a însemnat mult dintr-un anumit punct de vedere, pentru că ei au văzut, în special greci, au văzut că nu mă las bătută și că oricum vor trebui să vină la negociere, așa cum a hotărât Ministerul Finanțelor, unicul acționar de la loterie, prin adunarea generală a acționarilor. Și acum o să vă fac trimitere ca să vedeți că nu vă spun prostii, eu vă spun lucruri concrete și vă spun lucruri din documente, nu așa doar vorbe, ca să ne vedem la televizor. Deci, plata daunelor este prevăzută la articolul 9, aliniatul 3 doamna din contractul de credit. Doamna Mincă, stați o secundă, dați-mi voi, doamna Mincă, vă rog eu, doamna Mincă, stați o secundă. Înainte de a ajunge la daune, vreau să vă rog, înainte de a ajunge la daune și la rezilierea contractului, să-mi explicați cum s-a... Doamna Mincă. Eu personal, eu, Liliana Mincă, am cerut rezilierea contractului adunării generale acționarilor. Și de ce nu s-a întâmplat? Pentru că n-a vrut adunarea generală a acționarilor, n-a vrut Ministerul Finanțelor. Doamna Mincă, să plătească mama 360 de milioane de euro, eu n-am furat nimic. Și doamna nici familia Mincă, mea. Dați-mi voie, dați-mi voie. Deci cine făcea parte din adunarea generală a acționarilor în momentul când dumneavoastră ați cerut rezilierea contractului? Reprezentanții Ministerului Finanțelor, ai acționarului, ai unicului acționar. Cine era Ministrul Finanțelor la acel moment? Varujan Vozganian. Foarte interesant. E membru și în guvernul Ponta, din câte știu, dacă deci, vreau să vă spun un singur lucru. Deci noi am cerut încă de pe 31.12.2007 să reziliem acest contract. Însă s-a constituit o comisie la nivelul loteriei din specialiști, oameni care au lucrat în loterie, dar care n-au semnat contractele cu grecii. N-au avut nicio treabă cu contractele cu grecii. Cei care au semnat contractele cu grecii au plecat după ce ANAF-ul ne-a dat raportul și o l-am trimis direct la DNA. Doamna da, cu adresă, trimisă și s-a mai întâmplat ceva după mine. Ce a ajuns la DNA? La 31.12.2007 ar fi însemnat să plătim 360 de milioane de euro la cursul din 31.12.2007, reprezentând valoarea reziduală neplătită a sistemului și terminalelor instalate conform articolului menționat mai sus. Doamna Mincă, articolul 9, aliniatul 3, am înțeles, în contractul de credit. Haideți să mergem puțin în spate. 2003. Bine, haideți să mergem puțin în spate și lămuriți-mă așa. Rămâneam fără echipamentele care erau achiziționate de Cristea până în momentul acela și știți foarte bine, contractul era vroiai, nu vroiai, trebuia să iei 10.000 de echipamente până la sfârșitul anului 2013. Cum a argumentat Ministerul Finanțelor, adunarea generală a acționarilor atunci, reprezentanții din această adunare, în momentul când asta a cerut rezilierea contractului și dânsii au refuzat rezilierea? Dânsii au considerat că penalitățile sunt mult prea mari și că am fi băgat loteria în faliment. Lucru care, uitați, au reușit să-l facă, dacă sunt bine să mai gândim mai un pic, și l-au făcut băieții ăștia de la PTL după ce am venit eu. Eu am venit, am plecat în februarie 2009. Din 2009 până noiembrie 2013 și domnul Constantinescu putea anul trecut când a venit să rezilieze contractul. De ce nu l-a reziliat împreună cu domnul Ghiță, director interimar? Nu știu, domnul Ghiță și pe domnul Constantinescu, haideți să mergem în spate. De ce n-au reziliat lucrul acesta? Pentru că au vrut într-adevăr să încheie un contract de credit. Doamna Mincă,
Doamna Mincă, doamna Mincă, haideți că ajungem că sunt multe informații cine care le-a aruncat. Cine suportă cheltuielile? Cine suportă angajații? Doamna Mincă, dați-mi voie puțin. Haideți, vreți să ne înțelegem puțin? Haideți, vă rog, la OTV sau la realitate? Adică... După care dialogați dacă doriți cu domnul Constantinescu, eu veniți vreau în platou. Nu, dar eu 3 ani de zile am fost acolo și am venit acolo. Doamna Mincă, dați-mi voie. Doamna Mincă, a fost directoarea loteriei. Ați avut acces la date. Spuneți-mi, vă rog, cum s-a semnat contractul 93? Cum s-a semnat contractul 93? De cum s-a semnat contractul 93? Foarte simplu, cum o să semneze și contractul acum, în 2013, în noiembrie. Pentru că în noiembrie se reziliază, se termină contractul cu grecii și vreau să văd cum o să încheie actualul director general al loteriei și Consiliul de Administrație, așa cum s-a încheiat și atunci, fără licitație. Ați înțeles? Fără licitație, normal ar fi fost să se demareze încă de anul trecut, de pe timpul domnului Constantinescu și a domnului Ghiță, licitația internațională, nu să se dea la pachet unora, cum s-a dat, de exemplu, statului grec, contractul cu cătărie. Da, auziți, stați așa, am avut un contract care a fost semnat în 93 până în 2003. Da, de către Nicolae Cristea. Nicolae Cristea, în regulă. În 2003. Și, mă rog, nu e în regulă deloc, dar a fost un contract. Spuneți-mi și mie, el a expirat, acest contract a expirat în 2003. Expiră, nu, expiră în noiembrie 2013. Nu, păi stați, a expirat odată, în 2003. E, bine, a fost pe 20 de ani, a fost pe 10 ani. S-au făcut adiționale. Deci, domnule Rareș, Dan, s-au făcut adiționale la adiționale. Dumneavoastră nu vă puteți imagina că inclusiv cei de la control la Ministerul Finanțelor au stat un an de zile ca să înțeleagă operațiunile acelea minunate pe care le-au făcut doctorii în finanțe, așa, aș putea eu să le spun între ghilimele, cei care au fost la conducerea loteriei, directorul general, directorii ceilalți, cum de altfel și Consiliul de Administrație și AGA. Doamna Mincă, spuneți-mi și mie, dacă dumneavoastră ați descoperit în 2006 sau în 2007 ce se întâmpla la loterie și faptul că contractul cu grecii de la Intrarom, Intralot, cum îi cheamă pe aia, Lotrom, n-am înțeles exact care dintre firmele astea, era păgubos pentru statul român. Ați sesizat DNA-ul, ați spus că ați avut un raport și ați sesizat DNA-ul, da. S-a întâmplat ceva după sesizarea dumneavoastră? Știu că au fost chemați la DNA toți cei care au semnat contractul, știu că li s-au luat declarații, însă vă dați seama, eu nu sunt nici procuror, nici avocat, nici judecător, știu că se făceau cercetări încă în 2009 când eu am plecat din companie. Am o ultimă întrebare, doamna Mincă, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ați cumpărat sau nu acele echipamente, 7.000 de echipamente cu o sumă sau 2.000 de echipamente cu o sumă mai mare decât cea normală? Cu 14.000 de euro? Și de ce ați făcut-o dacă e adevărat? Nu, ascultați-mă un pic, vă rog frumos ca să mă lătați, pentru că, vedeți, sunteți dezinformați de către oameni care nu știu. Nu, eu încerc să aflu cât mai multe despre acest subiect și până la urmă, credeți-mă, eu sunt un om care mă duc și dacă fac 200 de emisiuni, nu 20 de emisiuni sau două, vreau să încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo. Da, dar făcute așa. Haideți, spuneți-mi, ați cumpărat sau n-ați cumpărat echipamente când ați ajuns director la Loteria Română? Nu, când am ajuns director la Compania Națională Loteria Română, nu am mai vrut să accept, pentru că eu eram obligată să accept în companie să-mi instaleze, cum spunea domnul Constantinescu, nu, domnul Ficeac, spunea, nu domnul Constantinescu, domnul Ficeac a spus, contractul era cu firma din Grecia, firma din România instala aceste echipamente, Rotromu, le instala și eu eram obligată în calitate de partener în acest contract, moștenit contractul, să accept acele echipamente, să mi le instaleze unde vroiau ei și când vroiau ei și cu cine vroiau ei și în ce condiții vroiau ei, să mi le mute, de exemplu, din locație în locație, dacă considerau că acel echipament... Păi cine a putut semna astfel de contracte, doamna Mincă, pentru... Cine a semnat contractele astea? Nicolae Cristea a semnat aceste contracte în condițiile astea. Eu, în schimb... Și unde e Nicolae Cristea acum? E la Jilava sau unde? Sau la Rahova? Unde e Nicolae? Dar de ce mă întrebați pe mine lucrul acesta? Păi nu, sunt cumva procurorul general al României. Sunt cumva ministrul finanțelor. Păi nu, că eu îi dedic emisiunea doamnei Cheveși și domnului Bătescu și domnului Ponta ca să demonstrez cât de bun procuror a fost doamna Cheveși. Că află acum lucrurile astea. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Lăsăm la o parte toate nenorocirile care s-au făcut la loterie. Hoțiile, adică dumneavoastră spuneți nenorociri la hoții. De când a venit domnul Nicolae Cristea la conducerea companiei, unii pot considera că a fost un contract extraordinar,
Că așa se semnau contractele la vremea respectivă. Grecii cred că pot considera că a fost un contract extraordinar. Eu nu-l consider, Doamne ferește. Eu am spus că unii din Grecia sau din România care au luat comisioane. E, dar proști au fost ăia care au dat, nu cei care au cerut din punctul meu de vedere. Înțelegeți? Problema a fost că noi am moștenit acest contract cu cauze imposibil de reziliat, pentru că dacă erau de reziliat, se reziliau, vă spun sigur că se reziliau, fără niciun fel de problemă că am încercat lucrul acesta, însă nimeni n-a vrut să rezilieze, cum de altfel nici predecesorii mei nu au vrut să rezilieze. Dacă dumneavoastră considerați că eu nu am vrut, eu am făcut toate demersurile necesare și sunt acoperită cu hârtii peste hârtii. Vă spun lucrul acesta pentru că eu am învățat că funcționarul public se acoperă cu hârtii și mortul cu pământ. Dar, doamna Mincă, mai dacă n-ați putut să reziliați, doamna Mincă, de ce n-ați demisionat din funcție dacă n-ați putut să rezolvați? Era vorba de 3200 de oameni în cadrul Companiei Naționale Loteria Română, pentru că eu am încercat să măresc salariile la acești oameni, pentru că eu am păstrat locurile de muncă, pentru că eu am făcut o reorganizare în cadrul Companiei Naționale Loteria Română și pentru că dacă o să vă uitați de unde am luat eu Loteria Română în 2006, și unde am lăsat în 2009, o să vedeți că eu am făcut indicatori de performanță în cadrul Companiei Naționale Loteria Română cu cifre. Și v-am arătat graficul și v-am arătat cifrele și când voi veni... Știți ce nu la înțeleg eu, doamna Mincă? Nu înțeleg de ce... Eu vin cu materiale și cu cifre... Bine, vă aștept cu materiale, dar știți ce nu înțeleg eu, doamna Mincă? De ce? Timp de 20 de ani din această... Până în 2012, doamna Mincă, dacă vorbim amândoi, ne putem înțelege. Dacă nu mă lăsați să vorbesc... Dați-mi voi, vă invit, v-am spus într-o emisiune. Acum vreau să vă întreb ceva, simplu. Doamna Mincă, spuneți-mi, dacă timp de 20 de ani statul român a fost furat, dacă statul român a ajuns să câștige în ultimul an 7 milioane de euro profit, iar grecii 220 de milioane, dacă în țara vecină și prietenă Ungaria, cu o populație mai puțin 40% din populația României, compania Loteria Maghiară a avut un profit de 186 de milioane de euro la o țară de 198 de milioane de euro la o țară de 8 milioane de locuitori. Spuneți-mi și mie, eu ca cetățean al României, ca jurnalist de bună credință, ca cetățean, ca român, ce pot să mă întreb? Ce să vă întrebați? Să vă întrebați cine a semnat acele contracte și pentru cine a lucrat. A lucrat cumva pentru statul român, a lucrat cumva pentru interesul național sau pentru interesul de partid. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Mincă. O să continuăm dezbaterea și vă promit o emisiune așa cum am făcut. Trebuie să vă arăt documente. Bine, vă aștept cu ele, pregătiți-le și veniți cu ele în emisiune. Eu am lucrurile acestea, stăm cipe. Deci nu povești, nu vorbe. Bine, o să vă sun mâine să stabilim pe săptămâna viitoare emisiune. Domnul Printe, sunați-l pe domnul Bene, sunați-l pe cei care au semnat. Ești un dar nu răspund la telefon, ce să fac cu ei? Bine, mulțumesc, doamna Mincă. Între cei care sunt cu bani în buzunar, cu... Mulțumesc frumos, n-am cum să fac cu emisiunea cu dumneavoastră prin telefon, am aici invitat. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat să intrați alături de noi. Domnul Constantinescu, vă rog. No comment, cum se zice, no comment. Păi nu, spuneți-mi așa, dumneavoastră ați venit în mai, doamna Mincă a venit în... Ați întrebat-o pe doamna Mincă de aparate. A cumpărat 3.000 de aparate cu prețul dublu decât era prețul pieței. Grecii, contractul grecii din 2003 spunea că grecii sunt obligați să aducă 10.000 de aparate până la sfârșitul contractului, până la 2013. Noi, ce nu l-a reziliat? Că... Zicea că n-a putut o să vă aducă documente, sunt foarte curios să văd și un document unde scrie că statul român plătea 360 de milioane de euro, e o prostie, nu e adevărat. Noi am cerut legal advice de peste tot și am și o hârtie cu mare doamna. Deci statul român trebuie să plătească 340 de milioane, dumneavoastră spuneți că 40 de milioane. Dacă doamna Mincă rezilia contractul în 2006, 40 de milioane, statul român încasa din 2006 până în 2013 cu mai mult 500 de milioane de euro. Deci jumate de miliard. N-a rezilia contractul și a pierdut din 2006 până în 2013 jumate de miliard de euro. Acum vă întreb așa, dacă statul român a reziliat contractul, spuneți-mi cei cu aparatele astea, că este un control al ANAF, încă de pe vremea lui Sorin Blejnar, care stă? Se pare că a făcut un lucru bun și hoțul hoților pentru România, dar l-a dat și nimeni n-a făcut nimic cu contractul. Deci contractul putea fi reziliat foarte bine, pentru că în contract grecii trebuiau să aducă Loteriei Române VLT-uri, care înseamnă Video Lottery Terminal. Ei au adus slot machine. Deci în 2009 când... Adică, stați așa, da. Slot machine VLT. Explicați că aici avem 2 milioane jumate de telespectatori. Deci 2 milioane jumate de telespectatori. Dacă îi spun la oameni de noi VLT doi... și de slot machine, perfect, să uită la mine, okay. Domnul Bogdan, care e prietenul nostru și în fiecare seară alături de noi, vrea, perfect, să vorbească cu noi...
Ok. Despre nave spațiale. Deci foarte simplu. Eu fac un contract cu dumneavoastră în care sunt obligat să vă furnizez un telefon mobil. Eu vă furnizez... Așa înțeleg, cu telefoanele înțeleg. Eu vă furnizez un pahar. Deci normal, eu nu mi-am respectat clauza mea contractuală de a vă furniza un telefon mobil pentru că v-am furnizat un pahar. A venit un expert abilitat care a spus... Domnul Aleș Bogdan, aveți un pahar în față. Constanescu trebuia să vă dea un mobil. Deci contractul ăla nu-i mai bun. Deci ANAF-ul, Garda Financiară, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței și toți au spus Loterio, vezi că n-ai ce trebuie să ai acolo. Telefon, deci, pahar. Din cauza asta se confiscă sumele, care erau în valoare de plus taxe de licență și plus tot, ajungeau la 300 milioane. Acest raport este făcut, este întocmit, se află la ANAF. Loteria în momentul de față, când vorbim aici în emisiune, transferă ilegal banii grecilor, pentru că normal banii adică trebuie... bani către Grecia. Exact, banii trebuie... Păi sunt în criză, săracii, banii trebuie că românii care o duc mai bine vor să... Banii ar trebui, conform legii române, confiscați de statul român, pentru că... Și de ce nu se confiscă banii ăștia? Păi mă întrebați pe mine, sunt eu în măsură să confisc banii... Dacă îl întreb pe domnul Ghiță, că tocmai a intrat prin telefon cu noi, ultimul, penultimul director al loteriei, domnul Manolache, îl căutăm și pe dânsul. Domnul Ghiță, bună seara! Mă bucur că ați acceptat invitația de a intra alături de noi. Bună seara, neastră și invitaților. De ce ați plecat, domnul Ghiță, de la loterie? Asta e întrebare retorică, nu? Sau cum? Nu e retorică pentru cetățenii României, nu e retorică deloc. Spuneți-ne și nouă, de ce ați plecat? Păi, de ce am plecat, putea să mă întrebați dacă chiar plecam eu, dar n-am plecat, practic am fost dat afară. Și de ce ați fost dat afară? Inexplicabil, am comentat un pic situația și... În perioada respectivă m-am fost anunțat într-o zi că am făcut management defectos și că nu m-am supus anumitor decizii ce aș aga. Dar ce ați descoperit acolo, domnul Ghiță? Pentru că știu că ați făcut o conferință de presă și ați părut, mi s-a părut așa că veniți pe un cal alb și veți să faceți ordine, după care au cam murit lucrurile și nu s-a mai întâmplat asta. Spuneți-mi ce ați descoperit când ați anunțat la loterie în mai. Am spus în conferința de presă de atunci, practic am găsit o companie în pragul falimentului care mergea din rău în foarte rău. Am făcut un audit intern, vă dați seama, noi am venit în joc, de noroc, ne-am dat seama imediat unde au fost problemele și am identificat imediat soluții. Noi am făcut anumite rapoarte, le-am băgat în Consiliul de Administrație, am găsit soluții de rezolvare și de ieșire din criză, dar nu am putut face absolut nimic pentru că... Ședințele se tot amânau, inexplicabil, adică nu am putut să dau nicio explicație, nici eu în fața mea nu puteam să-mi explic ce se întâmplă. Și referitor la contractele cu grecii, noi am găsit soluție și nu se punea problema de achiziție, cum se discuta mai devreme. Noi am vrut să facem o altă procedură, și anume o asociere cu o firmă din străinătate, ca să nu avem aceleași probleme ca și contractele cu grecii, pentru că la sfârșitul acestui an, când ai expira contractul, noi trebuie să facem amortizare pe aparatele pe care le-am achiziționat de la greci, care au un preț extraordinar de mare și care nu mai produc suficient bani. Și vă dumneavoastră, dați seama, dacă era compania dumneavoastră, ați lucrat în sectorul privat. Dacă dumneavoastră conduceați sau erați acționar la Loteria Română, ați fi făcut, ce ar fi trebuit să primiți ca să faceți un contract în care să dați 80% din profituri unui terț și dumneavoastră să rămâneți cu 20%? N-am cum să vă răspund întrebarea asta, că n-aș fi făcut așa ceva niciodată. Din venit. N-aș fi făcut așa niciodată, mai mie mă împușcam, păi cum să fac așa ceva? Nu, n-am întâlnit niciodată niciun astfel de contract. Dar spuneți-mi, dacă dumneavoastră care ați condus loteria îmi spuneți, domnule, n-am putut face nimic, am încercat. Omul care era noi în studio aici și care la fel vorbește, zice, domnule, n-am avut ce să fac în acel contract, n-am putut face pentru că m-a blocat Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor. Spuneți-mi, până la urmă, cine conduce Loteria Română? Să înțeleg și eu. Și telespectatorii. Nu managerul. În principiu, ca și structură organizatorică, orice companie de stat, chiar dacă are director general, asta nu înseamnă foarte mult, pentru că directorul general are o viziune de management pe care o propune Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor. Directorul general nu are absolut nicio putere. Adică dacă vreau să fac un proiect care știam că aduce profit foarte mare loteriei, lucru care, cum să vă spun, eu nu am inventat roata. Eu vreau să aplic ceva ce am aplicat eu în privație, care știam sigur că merge. Dar dacă ei nu-mi dădeau mie acordul și mă închideau din toate părțile, vă dați seama că eu nu aveam cum să fac un astfel de contract pentru că nu eram mandatat. Ce legătură are fostul ministru al finanțelor, domnul Bogdan Drăgoi, cu Loteria Națională? Nu știu, nu cunosc acest subiect, mă depășește. Eu am privit loteria din punct de vedere strict profesional, ca și manager venit din privat și am încercat să rezolv problemele care țin de jocuri de noroc, în care
mă pricep destul de bine. Dar ați fost sprijinit politic ca să ajungeți acolo, nu? Nu am fost sprijinit politic, eu nu sunt înscris în niciun partid. Bineînțeles că actuala putere a avut un cuvânt de spus și, adică, m-au sprijinit, dar m-au sprijinit să ajung în acel post uitându-se pe CV-ul meu și pe ce mă recomandă, dar mai mult de atât... Păi în regulă, și v-au sprijinit cât 8 luni de zile, v-au sprijinit după care și-au luat mâna de pe dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Păi, dacă stăm să analizăm, practic nici în astea 8 luni am fost foarte sprijinit. Am înțeles. Vă invit și pe dumneavoastră, sper să acceptați invitația mea, pentru că vreau să facem aici o dezbatere cu foștii directori ai loteriei, cu oameni implicați, pentru a încerca să dezvăluim românilor ce s-a întâmplat acolo la Loteria Națională, pentru că a fost unul dintre marile jafuri ale acestei țări. Sunt bani care se scurg în fiecare lună, în fiecare an, în fiecare zi și nimeni nu vorbește despre asta. Este o tăcere totală despre jaful de la loterie. Mulțumesc foarte mult, domnule. Da, din păcate. Mulțumesc. Să vă rezum ce s-a întâmplat cu mine, cu domnul Ghiță și cu toată echipa noastră. Fac paralelă cu un banc care circula pe vremea lui Ceaușescu. Securitatea ridică de pe stradă un om, îl arestează și îl ia la bătaie, ca să spună. În momentul când îl bat și aud ce spune, îl bat ca să tacă din gură. Cam așa s-a întâmplat și cu mine și cu domnul Ghiță. Adică... am fost bătut să tăcem din gură. Adică atâtea chestii am descoperit și atâtea rapoarte am făcut, încât am fost trimiși acasă că era prea mult și probabil că cădeau prea mult de capete. Și atunci și eu și domnul Ghiță am fost trimiși acasă ca să ne vedem de treaba noastră. Păi asta e marea durere. Domnul Ficiac, Bogdan Ficiac, spune-mi și mie, ai fost în sferele de putere, cunoști tot ce înseamnă putere politică din 90 încoace. Spune-mi și mie, țara asta până la urmă se mai face bine? Pentru că văd oameni care au intrat acolo să facă ceva, când au început să deranjeze, că au prezentat rapoarte despre furt, au fost îndepărtați. Văd că directorii nu conduceau, că conduceau consiliul de administrație controlate politic de ministere. Da, deci, ca să facem așa o trecere în revistă în câteva secunde a celor 22 de ani, imediat după Revoluție, s-a păstrat intenționat o anumită perioadă, într-o anumită perioadă, un anume vid legislativ și cum spunea Max Weber, cele trei direcții ale puterii, nu? Puterea economică, puterea politică și puterea de status. Aici s-a cristalizat o întreagă cultură bazată pe partea economică, devalizarea țării, deci pe fraudă, pe partea politică prin corupție quasi-generalizată și pe partea de status printr-o ofensivă uluitoare a imposturii. În așa fel încât noi avem o întreagă cultură care s-a solidificat bazată pe fraudă, corupție și impostură. De aceea când vedem, fapte diverse, dar observăm o continuitate sau o identitate între limbajul, spre exemplu, al investigatorilor de la DNA, țineți minte, cu procesele vameșilor, când spuneau acolo, dom'le, luarea de mită e o cutumă. Deci a devenit o cutumă, pentru că cine vine și nu ia mită, ori se adaptează, ori pleacă din sistem. Același cuvânt, cutumă, nu știu dacă mai țineți minte, celebra ședință cu numărătoarea aceea voturilor de la... Care a fost motivația? Dom'le, dar e o cutumă să se fraudeze votul. Deci de la cei mai mici până la cei mai mari, frauda, corupția, impostura a devenit o cutumă. Din acest punct de vedere au existat nenumărate asemenea cazuri cunoscute de toată lumea. Dar dacă este o cutumă să se fure, se fură. Și au furat fiecare după în momentul, și mai, o să revin că mai e un lucru extrem de important și extrem de trist, în cazul României în special. Deci, dacă în general cuvântul de ordine e mușamalizare, furt, ok, dacă va fi cuvântul de ordine, hai să facem lumină, să soluționăm, fiți sigur că dacă va exista o voință politică foarte clară și concentrată ca aceste dosare să meargă pe drumul lor la DNA, la justiție, să va merge cu ele, nu-i nicio problemă. Se știe foarte bine de lucrurile astea, nu? Ni se par că eu știu, sau noi, mă rog, le mai cunoaștem, că ne-am ocupat, dar majorității telespectatorilor li se par, dom'le, chiar așa s-a furat, cum spunea și de... Bogdan Ficea, știi ce m-a durat pe mine? Imediat, că mai am o chestiune. Cel mai grav în România este costul corupției. Adică la noi este extrem de scăzut în comparație cu toate celelalte state foste comuniste din zonă. Adică pentru o nimica toată, funcționari publici foarte importanți semnează sume imense
din bugetul statului. Să spunem, el ia 2000 de euro și semnează să se dea ăluia 2 milioane. Extrem de mică șpaga sau parandărătul, cum se spune, la noi în România. Cu cât costul corupției este mai mare, înseamnă că statul e mai puternic. Ăla simte, domne, dacă tot risc să stau cine știe câți ani la pușcărie, măcar să știu pentru ce risc. Amintiți-vă exemple disparate, dar care toate fac parte din același mozaic. Amintiți-vă de cazul Baclini. Ce spuneau anchetatorii? Totalitatea celor care ar fi semnat pentru acel returnare de 60 de milioane... De la 240 de milioane factură, 60 de milioane TVA. Deci ei vreau să ia 60 de milioane returnare ilegală de TVA și totalitatea șpăgilor cerute de cei care semnau era sub 500 de mii de euro. Deci pentru 500 de mii de euro semnau pentru 60 de milioane de bani. Statul dădea din banii noștri ai tuturor 60 de milioane. De 120 de ori mai mult decât la autostrada Transilvania, dacă o să vă uitați, acolo cred că e de vreo 1000 de ori mai mult față de ce s-a luat, se dă. Așa și aici, mie mi se pare foarte ciudat, domnul Constantinescu, eu știu, vine din economia de piață undeva, eu mă îndoiesc să fie 20% sau 30%. Aici probabil parandărătul era minor față de... Dacă îmi permiteți, în România sunt 60.000 de păcănele pe licență licențiate la Ministerul Finanțe. Sunt cam 400 de firme private. Un contract normal la cele 400 de firme private este 50-50. Deci n-avea cum să ia loteria doar 20% din moment ce pe piața liberă din România la 300 de firme este 50-50. Nu, dar vreau să zic că era bătător la ochi. Adică nu e... Mă bucur că Bogdan Ficeac a făcut referire la Max Weber și la etica protestantă și spiritul capitalismului, că e bine să ne uităm și la mari clasici, dar te rog... Eu zic că ăsta este un caz puțin diferit decât la returnarea de TVA, unde într-adevăr așa stau lucrurile. O să discutăm și despre aia, că încă nu e închis cazul ăla, nu mai văd vinovați. S-a spus mai devreme o vorbă, că nu e fraier cine cere, ci ăla care dă. În mod normal așa e, așa funcționează lucrurile în economie, dar aici nu se aplică. De ce? Pentru că aici nu au venit niște greși care treceau și din întâmplare și au văzut o oportunitate, au găsit un fraier și l-au păcălit. Nu. Aici au fost niște greci care în cârdășie cu niște români, nu-i cunoaștem din păcate, au pus la cale această fraudă. Da? De 20 de ani. Da? Deci nu treceau ei și au zis, hai să luăm 80. Eu, s-ar putea ca lor nici până cap să nu le fi trecut că poate să ia atâția bani. Poate ei au venit și au oferit un contract cu 40%. Și eu, stai mă, că aranjăm noi să fie 80%. Uluitor. Da? Pentru că mai luau și aici, ai noștri vreo 30%. Deci, în mod evident, asta s-a făcut cu o complicitate puternică. Deci nu poate să fie numai din naivitate. A fost Cristea, la Dumnezeu. Dar nimeni n-a zis, e clar că era intenție. Din interes. Se lua foarte puțin pentru sume uriașe fraudate din care ar fi trebuit să vină la bugetul național. Pentru, și repet, eu nu știu aici exact dacă care sunt urmează. Cristea după 2 ani era foarte posibil. Dar el, eu cred că și-a așezat așa pentru o lungă domnie jocurile cu acest contract, după cum s-a și întâmplat în realitate. Că era pe iaht acum vreo 2 săptămâni, era prin Grecia pe un iaht. Nu cred că răspunde în fața cuiva, nimeni nu-l caută să-l întrebe de sănătate. Spuneți-mi și mie, ce țară e asta? Vreau să mai spun un lucru, apropo, și-ar fi bine dacă vine doamna Minca aici într-o emisiune să ne arate documentele, pentru că eu sunt foarte curios dacă este adevărat ce spune, și anume că a solicitat Consiliul de Administrație să o lase să rezilieze contractul. Pentru că eu am citit în raportul invocat al lui Sorin Blejnar, de fapt într-o notă către Ministrul Finanțelor de atunci, Vladescu, citesc într-un articol din Evenimentul Zilei, care, deci, Blejnar o reclama pe Mincă la Vladescu, care spunea, nu a luat măsurile concrete pentru a renegocia în favoarea statului român contractul cu grecii. Și contactată de Evenimentul Zilei, se întreabă, dom'le, e adevărat că nu? Doamna Mincă spune, contractul era imposibil de reziliat, avea niște clauze făcute de Cristea în condiții imposibil de anulat. Păi ori era imposibil de anulat, ori voia să-l anuleze. Da, revenind după o scurtă pauză publicitare, să continuăm discuția despre furtul de la loterie. Cu exemple clare și dureroase pentru România. For 5 generations, the Grants family has created some of the world's most awarded Scotch whisky. A
And while we are proud of the quality of our whiskey, our greatest reward comes from seeing how much others enjoy what we've made. Discover a different angle. Grant's Whiskey. Iubitule, mereu ajungem târziu, mâncăm repede, tu la calculator, Dani la jocuri. Ar trebui să petrecem mai mult timp împreună. Da? Și-așa bine câteodată, totule, și-așa bine câteodată, să dau cu gustul în ceacă, să dau cu gustul în ceacă, totule. Și-așa bine câte un gând, să plec pe păduri cântând, să plec pe păduri cântând, măi dorule. Nervocalmin, te liniștește. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cotnarul duce mai departe peceta calității, transformând sutele de trofee dobândite în timp în adevărat aur lichid. Cotnari e vinul de aur. Unii cred că o mașină care arată așa și se conduce așa e o mașină prea bună ca să fie adevărată. Noi credem că o mașină atât de bună poate fi adevărată. Jaguar XF. Acum la un preț special. I polish the leaves, make them green again, shake out the trees, chase in again, spring cleaning, getting ready for love. Achiziționați acum un curățitor cu presiune Kärcher ediție specială cu accesorii multiple. Acum cu o reducere de 30%. Kärcher makes a difference. Vă amintiți aceste imagini? Sunt imagini pe care le-ați văzut încă din copilăria dumneavoastră, unii vă amintiți din tinerețe. Erau imaginile care la meciurile, la transmisiile de meciuri, din când se făceau acele extrageri loto, după amiaza, la prânz, când juca Dinamo cu Omonia Nicosia, Victoria București, Steaua prin Champions League, în Cupa Campionilor în 86, Craiova, Maxima, vă amintiți imagine și mai vechi decât alea. Sunt imagini care vă amintesc de loz în plic, loz care nu-l mai aveți acum. Nu mai e loz în plic. Dacă vreți să mergeți mâine să trageți un loz, nu mai există. Noi continuăm să discutăm despre jaful de la loterie, despre ce s-a întâmplat acolo și mai ales ce se va întâmpla cu loterie, cu loteria română. Radu Preda, ce crezi? Se va sfârși jaful de acolo sau doar va fi niște băieți deștepți care vor intra în locul altor băieți deștepți? Nu știu, dar e un indicator care, mă rog, e neconvențional așa și care pe mine mă pune pe gânduri. Nu se vorbește deloc de privatizarea loteriei, că în general după ce
ai pus pe Butuci o companie de asta după ce ai... Păi a avut Bogdan Drăgoi, am înțeles că ăsta era planul lui, să o pună pe Butuci și după aceea să o privatizeze. Aia. Cum a fost, ca la CFR Marfă, de exemplu. Exact. Da? Deci nu se, înseamnă că încă mai e de drenat de acolo banul public, însă trebuie spus un lucru. Aici jocurile politice nici nu contează atât de mult, ele sunt transpartinice. E, dacă vrei, o similitudine cu Olchim. Da? Deci la Olchim, ani de zile, Roibu nu era al niciunui partid. Deci el era tăticul tuturor. Deci omul ăla făcea ce vroia acolo. Era Dumnezeu pe pământ. Aici a fost Cristea tăticul loteriei, da. Și după care... Ori că ai niște mii de oameni în subordine care sunt o masă de manevră, fie că ai un sector cheie din industrie, ai o producție strategică, fie că ai foarte mulți bani. Sau dacă le ai pe toate, ieși bani. Loteria este o sursă foarte importantă de bani, care, iată, chiar în condițiile astea de management, mă rog, management impus, să nu... De contractul ăsta, da. Așa. Tot realizează niște profituri de zeci de milioane de euro. Deci acolo, nici nu contează profitul. Ultima dată a făcut doar 11 milioane și am înțeles că, sau 7 milioane, eu am aici un tabel pe care o să-l prezint, o să-i rog pe colegii mei din regie. E un tabel cu profiturile din, uite aici, din Slovenia, de exemplu. 3400 de locații, 2 milioane de locuitori, 35 de milioane profit. Ăsta e doar 2011. Ungaria. 10 milioane, nici nu 10 milioane, că-s vreo milioane jumate maghiari, 191 de milioane de euro profit. Polonia, 38 de milioane, 322 de milioane de euro profit. E aici Marea Britanie, 62 de milioane de locuitori, 2,5 miliarde de euro. Spania, 46 de milioane de locuitori, 3,9 miliarde de euro. Italia... Italienii mai așa spirite din astea, era să zic balcani, ce nu, italieni, latini, care sunt mai jucători, 60 de milioane de locuitori, 5,5 miliarde de euro profitul loteriei, România, 20 de milioane de locuitori, 28 de milioane de euro, asta a fost în 2011, în 2012, profitul a fost mai mic. Dar mai e acolo o coloană foarte interesantă, pe care n-ai citit-o, numărul de locații. Numărul de locații, 2000. Uite-te în Italia. 151.000 de locații. Păi noi avem doar 2.000, pentru că loteria multă vreme a funcționat doar în spații proprii și relativ de curând a început să Vă explic eu. La noi se face o mare prostie. Doamna Mincă și-a dat cu stângul în dreptul când a spus că a ținut 3.200 de angajați. Loteria normală trebuie să aibă 200 de angajați și toate locațiile mandatare. Nu se fac locații așa proprii. Așa e în Italia, așa e în Spania. Peste tot. Trebuie device-uri, trebuie aparate. Păi, uitați-vă, Italia are 151.000 de locații și are vreo 700 de angajați. O locație loteria un aparat, are 2.000 de locații și are 3.100 de angajați sau 2.700 sau nu contează câți. Deci important la toate loteriile europene dau mandatari pentru că n-au cheltuieli de curent, de lumină, de chirie, de salarii, de nimic. Eu am monopolul pe un anumit produs și mă folosesc de el, speculez, le dau la mandatari. Dar de la 28 de milioane, dacă am ajuns la 11 milioane anul trecut, spuneți-mi și mie, o să ajungem în curând la 7 milioane. Uitați-vă la toți aia, cu 150.000 de agenții sau cu 43.000 de agenții, toți de pe tabel. Ce profituri au? Slovenia cu 2 milioane de 10 ori mai mică, țara, 3.400 de locații, cu 1.400 de în plus și 35 de milioane de euro. Toți care vedeți pe tabel, dar toți, fără excepție, au mult mai puțin sau pe jumate angajați decât Loteria Română, care are doar 2.000 de locații. Păi da, dacă se deschide locații, avea nevoie de aparate noi, care aparatele sunt în contractul cu grecii, cum spuneam, sunt second hand nu știu când, păi nu, că nu e așa simplu. Da, deci are contractul ăla limitează foarte mult. De la contractul ăla și de la semnarea acelui deci contract nu, și prelungirea lui. E o mare prostie să ai locații proprii. Nu ești manager, nu ești bun de... Deci dacă tu te bați cu cărămida în piept că ai 3.000 de oameni, ești un prost. Deci nu, trebuie să ai locații mandatare, să ai 200 de angajați. Și noi și cei care ne cred proști sunt greci ăștia. Dar nu grecii au fost șmecheri. Grecii au fost băieții deștepți care au dat comisioane băieților din guvernele României sau din puterea politică. Am zis că Liviu German avea un fiu sau lare în continuare care era pe acolo, pe la Intrarom. Sunt acționari în firmele respective. Vă mai amintiți, Liviu German a fost președinte al Camerei, al Senatului. Sunt și
personaje de rezonanță, fiul domnului Olivier German, domnul Copos, un asociat al domnilor Bidner și Petrache. Mă rog, sunt diverse personaje. Bogdan Drăgoi, am zis că și el a mușinat pe acolo cu dar, la loterie. Ce vreau să vă să remarc aici, așa la o primă vedere din ce vedeam la profiturile loteriilor și le dăm deoparte pe cele din statele occidentale vechi, să spunem așa, și doar pe astea foste comuniste. Dacă ne uităm acolo, sunt profiturile, dacă împărțim profitul la numărul de locuitori, așa, un simplu calcul, de la Polonia de 10 ori mai mult până la Ungaria de 19 ori mai mult, la România de 1,4 ori mai mult, ceea ce, cum să spun, e deja a 10-a parte din ce câștigă ceilalți. Iar asta apare dincolo de aceste lucruri sau tocmai din cauza faptului că aici s-a aplicat logica fraudei, ceea ce vorbește domnul Constantinescu, că e rău aia, dumnealui vorbește într-o logică a managementului, a câștigului, cum trebuie să faci ca întreprinderea pe care o gestionezi, că e SRL, că e o mare companie națională, să facă profit. Ori aici nimeni nu era interesat de acest lucru, ci de două decenii și ceva, politicienii noștri ne spun la televizor, de atâta timp ne-au indus această sintagmă, pușculițele de partid, nu? Tot timpul ne-au spus că deconcentratele, companiile astea sunt pușculițe de partid. Mie mi-a scris pe Facebook un domn Ionuț Badea, care dorește și el să intre într-o emisiune, chiar îl invit cu drag, să facă dezvăluiri despre loterie. Foarte bine, am înțeles că lucrează tot în domeniul jocului. Spunea domnul... Mă bucur, să vină omul să ne spună. Uite, loteria 1. Ionuț Badea, îl invit cu drag. Foarte bine. Să-mi lasă un număr de telefon, îl contactăm la următoarele ediții, pentru că nu mă opresc aici cu o singură emisiune sau cu două. Continuăm până încercăm să facem o lumină în cazul. Cinema. Ce spunea domnul Constantinescu? Acolo unde a scris și mesajul, dați-mi numărul de telefon, vă sunăm, vă invităm. Veniți cu dezvăluiri despre loterie și furtul de acolo. Doar atâta vreau să spun ce zicea domnul Constantinescu, că e o prostie să cumperi locații. Dom'le, dosarul Loteria 1 este tocmai pe faptul că firma domnului Copos a vândut 38 de locații loteriei pe anumite prețuri și până aia s-a făcut un dosar penal pe cumpărat de locații. Nu că neapărat Loteria Română ar fi avut nevoie de locații și le lua pe... toate lucrurile astea aveau o logică, să spunem, a încrengăturilor respective. De-aia apar dosarele. Mă rog, au apărut doar pe chestiunea... Da, domnul Constantinescu, dați-mi și mie, ce v-a șocat cel mai rău când ați ajuns acolo, alături de Alexandru Ghiță? Care a fost lucrul care v-a șocat? Data trecută mi-a zis de contractul ăla, 300 descoperit de curtea de conturi, 300 de euro în soft, cumpărat cu 1,7 milioane M-a șocat multitudinea de oameni care plimbau hârtii și nu făceau nimic. M-au șocat statele de plată unde apărea familia Popescu 12 persoane, familia Georgescu 15 persoane și dacă întrebai pe om, dumne, ce ai făcut astăzi? Dădea din nume, nu știa ce să facă. Deci sunt 300 și ceva de oameni la birou. Dar firme de avocatură apăreau pe acolo cu contracte? Apăreau o grămadă de contracte de firme de avocatură, deși loteria are propriul ei departament juridic în care are 20 de avocați. Atunci acum să dai 3 milioane pe 5 pagini, pe 10 pagini sau 7 milioane ca să ceri opinie legală unde la sfârșit îți scrie ăla, nu răspundem. Știți, dar ce probleme juridice are loteria? Era problemă, loteria a cerut un punct de vedere cum ar putea să rezilieze contractul. Și au dat soluția. Și au spus, domnule, pe 12 pagini. Da, au spus, domnule, plătești 40 de milioane și poți să reziliezi contractul. Și cât a plătit loteria pentru consultanța asta? Vreo 5 milioane, 7 milioane, 3 de ce? Milioane. De lei? Nu, de euro. Minunat. Să tot lucrezi cu Loteria Română, noi ne chinim să câștigăm la 6 din 49, alții au câștigat 6 milioane de euro, făcând 12 pagini, spunând nu se poate rezilia decât dacă plătești 40 de milioane. Mulțumesc foarte mult, distinși invitați, pentru această seară. Vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori. Noi vom reveni, pentru că nu lăsăm lucrurile așa, continuăm dezbaterea despre loterie, despre ce se întâmplă acolo. Îi rog pe toți cei care au informații să scrie pe Jocuri de Putere, arondrealitatea.net, pe Facebook-ul acestei, pagina de Facebook a emisiunii, pe pagina mea de Facebook personală, pe mail-urile de aici, trimiteți orice acte aveți și rog pe toți directorii loteriei în frunte cu domnul Cristea să se întoarcă de pe iaht, dacă mai dorește să vină în România și nu se mută pe vreo insulă din Grecia la prietenii săi, să vină să ne explice cum a semnat acest contract dezastros pentru statul român. Doamna Chiovesi, să rămână, ați auzit ce se întâmplă în România? A fost top-time procuror general. Domnul Ponta cu domnul
Băsescu v-a adus înapoi, poate faceți lumină la loterie. La revedere, numai bine, eu vă doresc noapte bună, să ne vedem mâine seară cu alt jaf din avutul național. CFR Marfă, acolo s-au furat, iar mâine la ora 1, domnul Fenechiu scoate la vânzare CFR Marfă să vedem pe câți bani. Că am înțeles că pe vreo câteva zeci de milioane de euro, cât un bloc pe aici, prin piața Victoriei. Numai bine, Doamne ajută să ne vedem cu bine. Iubiți România chiar și așa, merită iubit. Doamne ajută.